bine la un nou episod. Astăzi o să vă arăt orașul melcilor. Stați să vă prezint în caz că n-ați auzit că trec multe mașini aici. No. Aici e închisoarea. E un regament pentru melci. Cei care ies din oraș stau acolo cam 20 de ani așa. 10-20 de ani, adică 10-20 de zile, mă rog. Asta, stați să ne amintesc, e spitalul, ăsta e spitalul, asta e grădinița, ăsta e hotelul, aici e biserica. Scuzați, tocmai astăzi l-am construit. Și din păcate, nu pot să stea melci aici, fiindcă tot scapă. Să mai vă spun o grămadă de lucruri ce puteți să faceți. Dar prima oară să mai vă prezint un pic. Acesta e lacul cu un pod. Ăsta e tot, cum se numește, un bloc. Înțelegeți? Aici e un balansoar, un leagăn. Încerc și eu să le ghicesc, că de mult mai m-am jucat la locurile de joacă pentru copii. Și nici nu vreau. Da, mă rog. Aici sunt copaci. Asta e o pădure. Și ce să mai vă spun? A, da. Asta e un fast food. Și înăuntru sunt mâncare de câini. Fiindcă nu-i pentru câini. Ca ăștia de aici. Ci este pentru melci. Credeți-mă. E perfect pentru melci. No, eu mai vreau să vă prezint ceva imediat. Doar să mai spun o veste nu prea bună. Aici e golit fiindcă nu funcționează apa să stea. Acolo nu știu cum funcționează. Să de câteva zile, de vreo 3 zile, 4, muncesc la nebunia asta. Stați liniștiți, mai am făcut eu pauză o săptămână și așa. Fiindcă n-am venit mereu aici, înțelegeți? Sunt într-o curte undeva. Serios, mașinilor, exact când filmez, scuzați că trec mașini cam multe aici. No. Ce e să mai vă arăt eu? Ah, da. O capcană perfectă pentru șoareci. Credeți-mă, e perfectă pentru șoareci. Acolo e cașcaval, încă n-am prins niciun șoarece. Știu că e unul aici. Intra de obicei în casă. Scuzați că am filmat un pic iarba, trebuia să pun aici înapoi. Nu. Și să mai vă dau un sfat. Un sfat. Înțelegi? Înțelegeți, nu? Dacă vreți să faceți un oraș al melcilor, îl filmez pe melc ca să vă explic. Nu puneți melcii, mai ales cei fără carapace. Acolo unde au grădinărit cum se numește, familia voastră sau mama și tatăl vostru, ce știu eu. Dacă puneți melci acolo sau în oraș, nu-i bine. Înțelegeți? Și apropo, să vă spun de unde am aflat că mănâncă melcii mâncare de câini, fiindcă era aici pentru un câine niște mâncare acolo și a venit un melc și a mâncat. Și așa am aflat eu că mănâncă. Și exact astăzi am aflat. No. Și să mai vă spun titlul la nebunia asta mare. Titlul este, adică cum se numește mai bine spus. Să zicem așa. Cum se numește orașul acesta? Dacă vreți să știți, dați un like în următele 3 secunde și după aia vă spun. No. Acum, pentru că ați dat like, hai să vă spun cum se numește. Satul și pădurea melcilor. Și dacă vreți un nume mai bun, dați un like acolo și fac eu un episod când o să discut și despre asta. Și mai vreau să vă propun ceva. Să mai scrieți și asta în comentarii. Ce zici?
Ce ziceți, oameni buni? Am putea ieși dintr-o gaură neagră? Spuneți asta în comentarii. Eu cred că se poate ieși. Eu cred în mine. Crede și voi în voi și se va întâmpla. No. Cam atât și cu episodul ăsta. Dați un like, un share, abonați-vă. Voi a fost Maxi. La revedere!